Duminică 2 iulie, terenul de sport al Școlii Gimnaziale Cornul Lunge a găzduit cea de-a treia ediție a Festivalului Produselor Tradiționale. Anul acesta a deschis, să spunem, Festivalul Produselor Tradiționale din Comuna Cornul Lunge, domnul Eugen Uricec, ministru secretar de stat la Ministerul Mediului, este un prieten al comunei, este un om foarte implicat în dezvoltarea județului și a comunei noastre și am fost încântați întrucât avem foarte multe șantiere pe teritoriul comunei Cornul Lunge, printre care regularizarea râului Moldova, a părâului Sasca Mare și dumnealui este un om care s-a implicat foarte mult și îi mulțumim cu această ocazie. Ai cringuță de iedere, cringuță de iedere, cine s-a putut gândi că noi iar ne-om întâlni? Cui au venit în gând, cui au venit în gând, că eu azi am să fac gând, că eu azi am să fac gând. Pentru că îndrăgitul interpret de muzică populară, Grigore German, și-a sărbătorit ziua de naștere. Organizatorul evenimentului, primarul comunei Cornul Lunge, Gheorghe Fron, i-a pregătit o surpriză. Diplomă de excelență. Mulțumesc frumos! Vă rugăm. Și vă dorim să aveți numai succes în cariera dumneavoastră de mare cântăreț. Și acum avem și un portret. Ce ziceți? Seamănă cu Grigoraș? Da, multă sănătate. Mulțumesc, domn primar. Foarte mulți spectatori au venit să-i vadă pe artiștii care au susținut anul acesta recitaluri la Cornul Lunge. Între aceștia s-au numărat foarte mulți tineri interpreți din zonă, ansamblul folcloric Opcina Stănișoarei din Mălini, Angelica Flutur, Grigore German și Dan Doboș. Spectacolul folcloric a culminat cu un recital extraordinar al orchestrei Rapsozii Botoșanilor, dirijată de maestrul Ciprian Potoroacă. La fel ca în fiecare an, au fost premiate cuplurile de aur care au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie și s-au acordat 21 de titluri de cetățeni de onoare. Da, anul ăsta avem 20 de cetățeni de onoare, printre care 16 medici, 6 care au lucrat sau lucrează în comuna noastră, iar 10 sunt doctori născuți în comuna Cornul Lunge. Mai avem un inginer care a proiectat vestitul pod de la Sasca Mare, avem o directoare de școală de la Bunești care este născută la noi în comună, mai avem un campion la grei și super grei cu 16 medalii de aur a Dumitroaie Vasile și cel mai medaliat halterofil din România, peste 200 de medalii, e vorba de Maftei Gheorghe, care este coordonatorul lotului de haltele a României și nu este prezent pentru că e plecat cu loturi, dar suntem foarte încântați că sunt născuți la noi în comună. Evenimentul a fost inițiat în 2015 de către primarul Gheorghe Fron și a fost organizat de către primăria și Consiliul Local al Comunei Cornul Lunge.